Raportul prezentat de Natalia Intotero la finalul primului an de activitate în calitate de ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse reflectă multitudinea aspectelor sociale pentru rezolvarea cărora ministerul s-a implicat într-un timp foarte scurt. Natalia Intotero mulțumește secretarilor de stat, conducerilor instituțiilor subordonate, directorilor, șefilor de serviciu și tuturor colegilor din minister pentru sprijinul acordat în implementarea proiectelor în campaniile și demersurile inițiate de minister. Pe parcursul celor 12 luni de mandat, orice zi pentru mine a fost o provocare. Tineri și studenți cu nevoile vârstei, tinere familii care doresc să aibă un copil, copii instituționalizați, victime ale violenței domestice, consumul de droguri și alte forme de adicție, toate acestea au însemnat un angajament ferm pe care eu, personal, mi l-am asumat. Un angajament pe care am încercat să mi-l respect pentru că toți și-au dorit un parteneriat viabil cu ministerul. În acest an am trecut prin multe stări sufletești, de la tristețe la bucurie, de la neputință la satisfacție profesională, dar nu am renunțat și nici nu o voi face, pentru că știu că oamenii au nevoie să fie ajutați și sprijiniți. O să muncesc și de acum înainte cu aceeași bună credință, cu profesionalism și responsabilitatea care știți că mă caracterizează. Nu cunosc cuvântul nu se poate. Nu renunț și nu dau înapoi. Știu că mai am multe de făcut, dar cu devotament și o echipă alături am convingerea că se pot face lucruri bune, a declarat ministrul Natalia Intotero cu ocazia prezentării raportului după un an de activitate la conducerea ministerului.